Discutam puțin despre contextul acesta al pandemiei COVID și cum a influențat zona de desfacere a vinurilor. Spuneți-mi, vă rog, cum ați trecut peste această perioadă și cum v-ați repliat eforturile pentru a trece cu bine? Ne-am axat foarte mult pe vânzarea online și am încercat în felul acesta să ajungem noi la consumator, dacă consumatorul nu a reușit să ajungă la noi. Ăsta este practic un punct fără cale de întors. E un punct de cotitură în care consumatorii o să meargă pe online tot mai mult. Să fim deschiși și să consumăm produse agroalimentare românești, numai vinul. Și am văzut până la urmă că există așa o afinitate către exact către soiul românești și ne bucură. Suntem astăzi alături de doi dintre partenerii noștri din două regiuni diferite din țară, din zona de viticultură. Doamna Aurelia Vișinescu, de la domeniile Săhăteni, județul Prahova, și domnul Marius Gaidanov, de la Cramele Avincis. Discutăm puțin despre contextul acesta al pandemiei COVID și cum a influențat zona de desfacere a vinurilor. Am văzut în diverse studii de piață că zona aceasta de Horeca a impactat puternic tot ce înseamnă canal de desfacere și de comercializare pentru viticultori, pentru cei care erau chiar dependenți, mai mult de 50% din producția lor mergea către zona de Horeca. Da. Spuneți-mi, vă rog, cum ați trecut peste această perioadă și cum v-ați repliat eforturile pentru a trece cu bine. Eu vă spun că am trecut binișor până la această oră, cu direcția de a trece mai spre bine către sfârșitul anului. Desigur, noi fiind un producător preponderent Horeca, am suferit foarte tare, mai ales pe perioada când a trebuit să stăm în casă. Atunci vânzările au scăzut semnificativ. Însă am avut avantajul, aș putea spune, de a fi prezent și în retail, în partea de supermarket, unde am beneficiat de o creștere semnificativă a vânzărilor și, într-un fel, o parte, e adevărat că nu suficientă, a fost compensată de vânzarea vinului din supermarket. În același timp, ne-am axat foarte mult pe vânzarea online și am încercat în felul acesta să ajungem noi la consumator, dacă consumatorul nu a reușit să ajungă la noi. Totuși, mare parte din vinurile noastre sunt făcute pentru a fi consumate în restaurant, într-o anumită atmosferă, alături de anumite mâncăruri, motiv pentru care în continuare suferim din acest motiv. Așa e. Spune-ne și tu, Mare. La fel, pot să spun că mă consider un caz fericit. Dacă fac o paralelă cu anul financiar 2019, suntem undeva într-un perfect echilibru și ne dorim până la sfârșitul anului să-l menținem. Am compensat, e adevărat, partea asta de vânzare către Horeca, mărind volumul nostru cu new entry și middle level, să spunem, vinurile către retail, și undeva am putut să facem un echilibru din punctul ăsta de vedere. Dar e adevărat, am avut nu numai probleme de genul să ne gândim doar la vânzări. Publicul nostru sau consumatorul, clientul nostru, era învățat să fim față în față, să putem să facem degustări, să putem să ținem anumite concursuri, și într-adevăr lucrurile astea au dispărut, să fim listați într-un meniu ca anumite restaurante. Din păcate, a trebuit să ne adaptăm cu toții. Oricum, cred că și voi considerați anul acesta un an de supraviețuire mai degrabă și de continuarea business-ului și a direcției pe care am început-o. Da, urmând ca replierea să o faceți încet, încet. Pentru că este foarte greu, adică lucrezi chiar zeci de ani, aș putea spune, să duci produsul într-o anumită direcție,
trendul de consum acum este un pic mai spre, mi se pare, cel puțin asta este părerea mea, că este un pic o mutare a consumatorului în segmentul ușor inferior. Da. Ceea ce până acum era exact invers. Și tu când business-ul l-ai conceput și l-ai redirecționat, și când vorbim de business, vorbim de vii care nu le înființesc peste noapte. Deci ai nevoie de aproape o viață de om ca să ajungi cu o vie să fie performante, să producă un anumit nivel de calitate. Nu poți pur și simplu să schimbi peste noapte în direcția concept, în direcția opusă. Da. De aceea cred că cel puțin noi considerăm anul acesta un an mai degrabă de sacrificiu, un an de supraviețuire, exact. Bineînțeles, cu păstrarea direcției și păstrarea calității produsului. Așa este, ne menținem notorietatea pe fiecare cramă și da, n-am vrea să ne schimbăm conceptele și filozofia sau stilul propriu al fiecărei crame. Exact. În plus, oricum, pentru zona asta de consum, eu cred că e foarte important că faceți și investiții pentru a merge mai departe. Absolut. În online. Că și sectorul acesta de online necesită o creștere ca un brand de sine stătător. Încrederea oamenilor se clădește în timp în online. Deocamdată ei aveau încredere, exact cum spuneați dumneavoastră, față în față, contactul, să-l vadă pe rafturile în magazin, când e că vorbim de supermarket, dar în zona de Horeca era cu totul altă poveste. În online, studiile de piață arată că încrederea în cel puțin în zona de Uniunea Europeană, încrederea consumatorilor e în creștere, a crescut cu 10% față de anul trecut pe vremea aceasta. Însă cred că și în România, încet, încet, acest trend va fi pe creștere. Ăsta este, practic, un punct fără cale de întors. E un punct de cotitură în care consumatorii o să meargă pe online tot mai mult. Toată lumea învață, cum se Toată lumea învață. Da, și odată accesat, practic consumatorii vor rămâne fideli segmentului online. Absolut, absolut. Așa e. Absolut. Da. De aceea e important, oricând e cazul de a investi și de a crea noi planuri de bugete, exact. Un segment important va fi întotdeauna, va rămâne de acum încolo online. În primăvară noi am derulat un studiu de piață cu privire la impactul acestei pandemii asupra sectorului vitivinicol cu 120 de viticultori din România și toți ne-au spus că în plus față de faptul că stăteau pe niște stocuri de vin de 50% din stocurile totale ale anului anterior, urmând ca să intre cel puțin, sigur, urmând să intre într-un nou segment de recoltare, într-o nouă campanie de recoltare, într-un nou sezon. Și atunci, practic, acest lucru va avea un efect de domino, spunem noi, și va fi nevoie să ne gândim cum să desfacem, practic, vinurile și să nici nu pierdem din profitabilitate, să aducem consumatorii mai aproape de vinul românesc. Să deblocăm situația, da. Așa este. Da. Cred că dacă ne uităm puțin la cifre, estimăm că practic dacă un viticultor, și aici dumneavoastră știți cel mai bine, avea practic vânzările mai mult de 50% în segmentul Horeca, care s-a oprit efectiv, a pierdut aici 50%, dar nu a putut să compenseze la fel de bine prin celelalte segmente, cel puțin pe partea de retail, da. Pe zona de retail și pe zona de online, dar nu neapărat la fel de bine. De aceea e important să și educăm și publicul românesc să consume vinul românesc. Absolut, asta am vrut să și spun, da, să fim deschiși și să consumăm produse agroalimentare românești, până la urmă, nu numai vinul. Și am văzut până la urmă că există așa o afinitate către către soiul românești și ne bucură. General ne bucură. De consum de produs românesc. Iar în special vinul românesc cred că este oricum vedeta produselor agricole, pentru că vinul românesc a performat foarte bine în ultimii 10 ani, a crescut calitativ foarte mult ca urmare a accesibilității la fondurile europene de toate felurile. Și dacă mergem astăzi într-un supermarket, vedem că produsele românești stau cu mândrie pe o mare parte din rafturile supermarketurilor. Ne bucură. Vinuri foarte bune din toate zonele din România. Ne bucură, da, ne bucură, și pentru că participăm la renașterea vinului până la urmă. Și potențialul țării este foarte mare. Absolut, absolut.
Asta e mesajul pe care trebuie să-l transmită mai departe. Da. Mesajul ar fi cumpărați produse românești, cumpărați vinuri românești, încercați vinuri din toate podgorile țării, dați o șansă micilor producători, pentru că fac vinuri extraordinare. Și vinul este un produs cu așa o mare diversitate, încât este păcat să te privezi de o așa frumoasă experiență. Povestea asta cu Toți pentru Vin a venit ca idee din partea noastră în primăvară, undeva în martie, și am inițiat proiectul tocmai pentru a veni în ajutorul micilor crame, pentru a-i ajuta să ajungă mai ușor la consumatori. Ei au suferit cel mai mult de pe urma acestei pandemii. Și atunci ne-am gândit să facem o platformă pentru toți, pentru toate cramele, indiferent de talie. Bineînțeles că cel mai ușor va veni ajutorul în favoarea celor care unde nu sunt mai mulți, puterea crește. Exact, unde sunt mulți, puterea crește, așa e. Și beneficiile pe care le vedem noi pentru o astfel de platformă, în primul rând, este partea asta de marketing și promovare, pe care ne-o asumăm. Syngenta și-a asumat acest proiect de la capăt până la final și o să-l ducem mai departe. Tot ce înseamnă partea de promovare este practic în mâinile Syngenta și ne-o asumăm, o să punem la dispoziție bugetele noastre, know-how-ul de marketing. Deci avem nevoie de voi, viticultorii, pentru a vă crea practic propria poveste a cramei pe această pagină. Nu, noi o să fim acolo, să găsim modalități, pentru că, de exemplu, eu în strategia mea nu am avut magazin online. Nu mă interesează să am magazinul meu online, pentru că nu vreau să fac treaba asta. Sunt alții care se ocupă cu treaba asta, care zic, eu vreau să fac vin. Da. Dar aici, adică eu consider ca o oportunitate de a fi prezent și vizibil pe cât mai multe canale de comunicare. Oricum, beneficiile clare, nete pentru viticultori sunt faptul că nu suportă costuri, adică costurile platformei Toți pentru Vin sunt în mâinile Syngenta, partea de promovare este în mâinile Syngenta. Ușurința de a se loga și de a se înrola pe platformă este foarte demonstrată, da, e easy to use. Așa, rămâne doar să încurajăm pe viticultorii români care au crame să-și încarce sortimentele de vin și să folosească toate canalele de comunicare pentru a ajunge mai ușor pe masa românilor. Sigur. Da. Este un mare ajutor, trebuie să recunoaștem că este un mare ajutor. Da. Apreciem foarte mult din punctul ăsta de vedere că sunteți alături de noi. Și ne dorim să rămânem și să și vedem un succes real în zona asta de online. În mod sigur vom vedea.